Salut, prieteni! Sunt Mihai cu un video nou despre informația care a fost plasată de mine pe Instagram. În contul meu adună bani pe net. Deci este un video unde am spus că eu fac peste 50 de euro pe zi și acum vreau careva detalii să dau pentru cei care au careva creier, deci care pot judeca, analiza informația. Acei care nu au nivel cuvenit, lor va fi greu de înțeles ce eu spun, pentru că merge vorba despre direcția de criptomonete. Deci, cine nu știe ce este criptomonete, este de pildă moneta BIP, cu care eu lucrează, ea costă 11 cenți. Deci, acuși voi arăta cum această monetă o vând, o cumpăr. Deci, prin ce este moneta aceasta mai interesantă ca Bitcoin sau Ethereum? Bitcoin a fost prima monetă care a apărut, de ce e cea mai populară, dar ea are niște minusuri. Ea are o viteză foarte mică de tranzacții. Deci, în minută, maxim 10 operații să facem Bitcoin. Pe când moneta BIP creată de site-ul Minter Network, deci acest site va fi în descriere la acest video, o să puteți să intrați, să-l studiați, el are peste 2000 de tranzacții în secundă. Când Bitcoin are 10 doar, Ethereum are 25, dar cel puțin Ethereum este mai ieftin tranzacția. Când la Bitcoin, dacă vreți sume mici să transferați, nu este convenabil. Deci, de pildă $10 ca să trimiți, trebuie să dai $5 de pildă undeva. Când Minter, aceiași $2 dacă îi trimiți, de pildă te costă un cent, doi acolo. Și $1.000.000 să trimiți, tot o să fie câțiva cenți. Asta e plusul și este foarte rapid. Deci informația despre sajt puteți să studiați, mergeți mai jos. Deci, cum am spus, uitați, uitați. Minimum tranzacții 10 cenți, dar ca regulă, când e încărcat sistemul, poate să fie și 5 și $10. Pe când, cum am spus, Minter, vedeți, are $0.01 pentru tranzacții. Echipa, cine sunt? Sunt niște programiști tineri care ei au inventat tot acest sistem. Ideea care? Că criptomoneta să fie foarte ușor de schimbat. Deci te-ai dus undeva, ți-o trebuie te răbdi în 5 secunde acolo, ai transmis cuiva, ai primit marfa sau știu ce vrei folosind criptomonete. Când cu Bitcoin, cu alte lucruri, trebuie să aștepți 6 verificări. Aceste verificări pot să fie și o oră și două și jumătate de zi. Acum este așa site console. Vedeți, când intrați aici, așa apăsați pe consol. Aici unde se creează portofel. Eu deja, pur și simplu, am creat și sunt în portofel și am mai să intrăm, cred că, în portofelul meu. În unul din portofele. Unde, aici spune adresa la portofel. Deci asta este adresa, la fiecare este adresa lui. Pe care, deci este... Deci detalii cum se lucrează, eu o să fac o lecție, cum ca să nu vă împlu capul cu fel de informații. Deci ideea care, cam aici 5408 monede, care în ultimele zile le-am adunat. Deci eu adun câte 10.000 de monede și le trimit în alte portofele. Deci nu trebuie să țineți toți banii într-un loc, că sunt fel de hacker. Deci pe 8... August am trimis aici, am mai folosit, am trimis, cumpărat câte ceva, de 4.000 și ceva. Acum, vreo câteva mii, o să vă arăt cum repede le schimb în Ethereum de pe el. Uitați-vă, 5.400, 8 monete, mulțumim la cursul care este mai orientativ. Deci este așa site bip.dev, deci asta este... site-ul principal, unde este cursul cel mai interesant. Dar ei lucrează doar cu Bitcoin, deci câteva ore nu o să putem să vedem până cum fac, primesc bani, deci eu o să fac
mai repede prin alt site. Este așa un site. Deci sunt mai multe site-uri unde se poate de vândut moneta BIP. Aici cu 9 cenți, de pildă, eu îi cumpăr cu 9 cenți, vând cu 10 cenți moneta. Ideea că principalul să fie bani la ei în rezervă, un Ethereum și ceva mai este. Deci uitați-vă, cum se face aici vânzare. Deci ei întrebește, ei să-mi dai o adresă pe care să le trimit o anumită cantitate, de pildă 2000 de monede. Asta undeva vreo $180. Acum, ei mă întreabă, deci ce este, ce dai și ce vrei să primești. Deci dacă vrei să cumperi, indici că de pildă dai Ethereum și primești BIP la prețul acesta. De pildă dau un Ethereum și îmi spune că voi primi 2045 de monede. Cum se face portofelul Ethereum? Eu am canalul meu YouTube. Unul nou l-am făcut, special pentru cei care vor să se învețe. Și mai jos în video, este un video totul despre portofelul Ethereum nou. Cum să-l creați? Mai este video despre Bitcoin, cum se creează. Deci sunt mai multe video aici. Vă recomand să vă abonați și la canalul acesta, ca să vedeți că mulți nici nu știu că am creat un canal nou. Acum, cu plata. Deci ne întrebiește în final, da, și mai am încă un canal Telegram unde vă recomand să ajungeți. Acesta va fi canalul principal unde voi plasa informații utile și video noi pe diferite variante de câștig. Unde se dă o careva monete gratis, ori eu știu ce mai este acolo. Deci, acum, da, să facem un canal. Deci, nu ne trebuie o adresă pe care eu să trimit acest bani. Trebuie să apăs pe send. Acum, eu am portofelul Ethereum. Sunt mai multe programe unde se poate de creat portofel Ethereum. Am creat un portofel Ethereum prin programul MetaMask. Cine nu știe, se poate de văzut prin Etherscan, este o adresă. Dacă adresa aici au plasat și ea nu apare, înseamnă că adresa nu e reală, e falsă. Deci, ca Bitcoin-ul, la fel și Ethereum și orice monetă, de pildă, internet, tot are Explorer lor, unde se poate făcut verificarea la orice portofel. Deci, eu ce fac? Eu, ca tare, am bani laminat și care mi-aduce în fiecare zi. Deci am un anumit portofel care mi-aduce monete gratis. Și de ce monetele care îmi vin mie ies mai mult de $50 pe zi? Acum, monetele care se dobândesc se numesc BIP, încă o dată spun. Foarte multe informații, deci uitați-vă, aici ea se creează BIP, vedeți. În fiecare 5 secunde se creează monete BIP. Pentru ca să le primiți, trebuie să fiți persoana care are monete și le delegează. Cum să primiți monete, eu o să arăt în alte video cine o să vrei. Deci ideea acum că vreau să vă arăt că în realitate așa bani fac și în orice moment le pot schimba. Dacă aveți astfel de monete adunate. Deci, ideea care că eu o să vând acum monete BIP și o să primesc Ethereum. Aici eu scriu câte monete dau. Dau 2000 de monete. Și voi primi 0.8 Ethereum. Sunt de acord cu regulile, deci site-ul este în rusă și este și engleză.
Control Data. Send Accord. Pass over motor. De ce ce uleacă mai ieftin, dar pur și simplu ca să vedeți să fie mai repede. Deci aici trebuie să indic o adresă de Ethereum pe care să-mi vină bani. Deci uitați-vă, eu special am deschis ca să vedeți că încă n-am niciun balanț este 0. Și acum în câteva minute o să-mi vină bani. Acum copii ori de aici adresa, ori în MetaMask. Tot este posibil de copiat aici. Principalul trebuie să țineți minte ultimele cifre. Eu am luat un portofel curat ca să nu fac atracție la persoane. Deci, ca tare, majoritatea cine se ocupă cu bani, ia stupă toată informația, că sunt foarte multe persoane care numai asta și caută cum să fure și să spargă. Deci nu le ajunge cap să lucreze cinstit. Acum, nu ne-am oprit aici, trebuie să indic portofelul, deci uitați să fie corect. Mai departe dau continue. Și deci, uitați-vă, mi s-a creat un portofel pe care eu trebuie să trimit banii. Deci apăs ori așa, ori așa. Am 3A, se termină, cum să începe. Mai verificați, deci aici nu trebuie să vă grăbiți. Acum, este cifra 2000, am indicat, și trimit. Mai verificăm o dată, apăsăm pe confirm. Aici trebuie să scadă 2000, trebuie să rămâi 3000. Și ceva. 3000, vedeți? De ce s-au dus? Vedeți cât de repede tranzacția se îndeplinește. Acum, ei așteaptă să vină monetele. Și în moment cum vin monetele, ele foarte repede, la dânsul o să ajungă, o să se schimbe situația și o să arăte că eu am primit bani. Pentru a vedea acest lucru, eu periodic renoiesc pagina. Vedeți, și el se renoiește. Undeva aici câteva minute maxim se întâmplă. Pe când la Bitcoin acest lucru ce am făcut eu ar lua câteva ore. Deci când vorba e de timp, dar timpul costă bani, deci uneori dai un preț mai mic, dar mai repede rezolvi careva întrebare, dar în scopul dat, uitați, deci banii s-au dus deja. Complet. Acum dacă mă uit aici trebuie să ne apară nea bani. Și au apărut $181. Deci cât costă Ethereum acesta care eu l-am vândut. Deci cursul la Ethereum, aici sus este scris $206 un Ethereum. În 28 de secunde, deci am primit bani, deci uitați-vă cât de repede și acum aceste monete, ele sunt la mine în portofel, deja eu dacă vreau o schimb pe altă monetă sau transmit pe card. Cum să transmit pe card, tot este pe canalul meu video. De pildă, este așa site KCHEX bursa, unde este posibil de adăugat card, Mastercard sau Visa. Deci încolo trimit Ethereum, pe urmă trimit pe card. Toate tranzacțiile acestea, ele iau careva taxe, dacă vrem să facem, dar dacă ne trebuie pentru lucruri în internet, atunci aici e mai comod, direct nu trebuie să mai schimb. Ethereum, tranzacția, dacă ne uităm la tranzacție, deci a costat 2 cenți. Pe când această tranzacție, dacă transferam prin Bitcoin, era să mă coste
vreo 4-5 dolari. Deci asta e ideea că tendința merge spre ceea ca monetele cripto să fie foarte rapide, în primul rând, comod și foarte ieftin. De ce? Vedeți, Ethereum, el o leacă este mai lent, a durat o leacă mai mult. Pe când Minter foarte repede s-au dus monetele. Deci eu numai le-am trimis și în câteva clipile s-au scăzut deci. Acum, deci este așa o funcție de delegare care eu aleg o masternode, să vă arăt în alte video, unde eu monetele le trimit și ele mi-aduc procent zilnic. Deci asta e ideea la general. În alt video vă arăta, vă explica de unde să primim aceste monete. Deci cine vrea, acum ce trebuie să faceți? În primul rând, să vă înscriți la pagina mea pe Instagram, unde voi plasa careva scurte informații, video ce de făcut. Da, și am făcut ca să fie trecere la Telegram canal, direct din Instagram, de pildă. Unde de apăsați și se deschide Telegramul. Deci, scopul vostru în final este să ajungeți în acest chat. În acest chat nu se permite de făcut reclame. Pentru reclame eu persoanele le blochez. Vor fi video noi plasate, link-urile aici și diferite anunțuri legate cu careva criptomonede care se dau gratis sau variante de lucruri de câștig pe internet. Careva întrebări, dacă sunt, scris direct, de pildă, intrați și direct îmi scriți ceva. Eu, dacă socot tema dată interesantă, pe urmă putem să o discutăm și în chat. Altfel, nu se permite. Deci cam atât ce am vrut spun, numai bine.